Salut! Azi e sărbătoare, multă lume zice că e de dus la cimitir, de vizitat mormintele celor trecuți din viață. Ieri chiar am filmat în fața cimitirului Ghencea, pentru că eu sunt acum în drumul taberei București și în calea mea spre centru trec mereu pe Bulevardul Ghencea, pe lângă cimitirul unde sunt mormântați Ceaușeștii și alte persoane văzute, cunoscute sau oameni de rând. E un cimitir mare. Și înțeleg că e tradiție ca oamenii să se ducă la cimitir. Pentru mine, Duminica Mare din copilărie era sărbătoarea preferată pentru că se făceau cărări și puteam să mergem deja și nu mai era glod. Satul meu, de când mă țin minte, era glod. Dar Duminica Mare mai amintea și de corovatica înșerată pe jos, de mirosul de mentă, de frunze de nuci, cu mirosul acela de iod, cadouri de la bunici și de la alte rude. Mai puțin mi-amintesc de mers la cimitir. Totuși, în contextul pandemic din anul ăsta, văzând aberațiile pe care le spune și le face președintele Republicii Moldova, care a adus, iată, într-o criză și mai mare Republica Moldova. Acum avem mai multe îmbolnăviri și mai multe decese de COVID decât România, decât Italia, decât Cehia, care sunt țări cu populație mult mai mare. Având în vedere inepțiile pe care le face Igor Dodon, m-am gândit să urmez gestul Maiei Sandu, principala lui concurentă la alegerile din 1 noiembrie, să ies și eu în direct, să vă spun că și mie îmi sunt dragi cei care au murit din preajma din jurul meu și mă duc de câte ori am ocazie la cimitir să le vizitez mormintele. Dar mi se pare nesăbuit, iresponsabil și periculos să faci asta acum, odată cu toată lumea, chiar dacă biserica hrăpăreață și pofticioasă a numit, iată, Duminica Mare a numit-o și blajin numărul 2, ceva blajin repetat, pentru că ei au nevoie de bani, de fonduri și de influență, pe când oamenii ar trebui să înțeleagă că cupolele aurite și beneficiile preoților sunt cel mai des în detrimentul lor, al oamenilor de rând. Sper că ați văzut în criza asta că aghiazma și fumul de tămâie nu te ajută dacă a dat peste tine o molimă ca SARS-CoV-2 sau, iată, COVID-ul ăsta 19. Deci, oameni buni, sfatul meu, la fel ca și Maia Sandu, e să stați în casă. Eventual sunați-vă rudele vecinii pe Skype, pe Viber, pe Facebook, pe WhatsApp, vizitați-i virtual, așa cum fac eu cu rudele mele. Și iată, aici la București am doi frați, vreo trei verișoare, o mătușă, o grămadă de prieteni, dar nu îi vizitez ca să nu le pun și lor și mie viața în pericol acum. Iar la cimitir nu e așa, de ce se duc oamenii? Nu atât cât să vadă mormintele și să le stropească cu vin, cât să comunice cu rudele lor. O să faceți asta, o să aveți când în anii următori. Acum vă rog să vă adaptați situației și să stați în casă și să recurgeți doar la comunicarea virtuală, responsabilă, la distanță. Iar dacă chiar vreți să vedeți, nu știu, o rudă grav bolnavă pe care s-ar putea să nu o mai vedeți altădată, aveți grijă să mergeți la ea cu mască, să nu vă atingeți fizic, să nu stați foarte aproape, să vă spălați cât mai des pe mâini cu săpun, cu apă caldă, dacă e posibil. Știu că la țară nu prea aveți decât săpun, poate. Și să ajutați societatea să supraviețuiască acestei crize, mai ales pe cei care sunt vulnerabili, care au deja, cum se zice, comorbidități, alte maladii, diabet, cancer, tuberculoză,
hepatită, TMRC, cu astfel de maladii, voi, dacă îi puneți în pericol pe oameni, îi condamnați la suferință grea sau chiar la moarte. Deci, vă rog să nu faceți ca Dodon, eventual faceți ca Maia Sandu și stați acasă cu cei cu care trăiți în familie. Pomeniți-i pe cei morți între voi, în discuții, pe chat, pe Facebook. Puteți să mă întrebați și pot să vă ajut, de exemplu, cum să faceți un chat de grup pe Facebook ca să comunicați mai mult cu familia întreagă. Dacă nu știți cum se face chestia asta, dar eu sper că vă descurcați și acum știu că se poate face chat de grup și pe Viber, și pe WhatsApp, și pe Skype. Nu știu dacă pe WhatsApp, dar pe Skype și pe Messenger, Yahoo Messenger, sigur se poate face o conferință cu mai mulți oameni. Creezi un grup și adaugi acolo toate rudele, cunoscuții, prietenii, colegii de clasă și vă vedeți chiar online. În același grup vorbiți toți simultan. E bine să nu abuzați de instrumentele astea, pentru că un grup dintre acela poate fi folosit, nu știu, din greșeală sau abuziv de unii și la miezul nopții când nu știe cum și vrând să-l sune pe unul, îi sună pe toți odată. Deci poate după ce l-ați folosit să-l închideți, dacă nu e un chat permanent al familiei voastre. O să citesc acum și întrebările sau comentariile voastre, dar vreau să știți că, pentru că am timp și chef să vorbim despre asta și că vreau să vă țin în casă, pe aproape, pe lângă gadgeturi, pe lângă telefoanele mobile, pe lângă computere, vă promit că o să vă povestesc despre cel mai drag din familie care mi-a murit recent, să fac de grabă 5 ani, o să vă povestesc despre tatăl meu, pentru că mulți nu știu cine a fost tatăl meu, unii chiar presupuneau greșit că tatăl meu, tatăl nostru al bregelor ar fi fost un deputat PL, ceea ce nu e adevărat. O să vă povestesc deci despre tatăl meu în minutele următoare, dar întâi să-mi deschid fereastra aici ca să urmăresc eventualele întrebări și comentarii, dar de asemenea să știți că am activat și posibilitatea de a intra cu mine în dialog direct. Deci, cine e de pe telefonul mobil ca mine și vrea să se arate sau măcar să se audă, puteți să intrați cu mine în direct și să comentăm, să discutăm despre iresponsabilitatea lui Igor Dodon și despre decența, corectitudinea, de exemplu, a Maiei Sandu. Sau putem comenta despre politicieni din România, dacă urmăriți mai degrabă viața politică din România. Constantin Bobu zice că virusii sunt roboți biologici, nu sunt organisme vii, nu trăiesc. Au fost inventați în cercetările periculoase și experimentele genetice ce au loc și acum suferind ulterior mutații. De exemplu, COVID era unul animalier ce a suferit mutații și poate infesta oameni. Da, Constantine, dar cum să explici asta omului de rând care nu crede? Zice, nu, asta e o invenție. În momentul în care putem zice că populația Islandei, toată, 300.000 de oameni, au murit în jumătate de an din cauza COVID-ului. Da? O treime de milion, aproape jumătate de milion deja sunt morți. Vreo 7-8 milioane de oameni sunt testați pozitiv la SARS-CoV-2. Dar vă dați seama cât sunt infectați asimptomatici sau care nu au acces la medicină și care nu au fost diagnosticați? Mai ales în țări din astea, din lumea a treia, din Rusia, din India, din Brazilia, din Africa. Mihail zice că care președintele Moldovei? Noi nu avem președinte. Hai să totuși recunoaștem că e un președinte ales prin fraudă sau direct, dar a fost ales de majoritatea moldovenilor acum 4 ani. Și pe 1 noiembrie avem ocazie să-l schimbăm, dacă nu se găsesc instrumente ca el să fie suspendat din funcție și făcut responsabil pentru ilegalitățile comisiei acum pe timp de pandemie. Are întruniri electorale, vizite pe la oameni bolnavi, pe la veterani, pe la bătrâni, pe la
Oamenii în scaun cu rotile nu poartă niciodată mască, ba chiar îi ridiculizează pe cei care poartă mască. De exemplu, pe Maia Sandu ridiculizează că apare la microfoane cu mască, când el ar fi trebuit să fie primul care dă astfel de exemplu și să-și asume să pară ridicol. Bobu Constantin e convins că virusul vine de la Liliești, din laboratorul virologic din Wuhan. Hai să lăsăm oamenii de știință să stabilească chestia asta și să nu mai alimentăm teoriile conspirației, pentru că nu știm. N-ai fost niciodată la Wuhan, nu știi ce laborator virologic există acolo, da? Hai să lăsăm intrigile pentru oamenii de știință. Să nu ne dăm noi mari experți în chestia asta, ci să avem încredere în oamenii de știință și nu în impostori ca Iura Roș, ca Igor Dodon, care zice că trece ca o ca o răceală trece prin tine, da? Să avem încredere în oamenii de știință. Și am auzit că oamenii de știință în sfârșit au prins curaj în Republica Moldova, medicii, și i-au arătat din deget lui Dodon că își condamnă la distrugere poporul, că el consideră că el conduce poporul moldovnesc. Dar Paștele Blajenilor nu-i oare la o săptămână de la Paște? Ne întreabă Adrian Cușnir. Da, și la noi, la Pepeni, se sărbează nu duminica după Paște, ci în ziua de luni se merge la Blajeni, la cimitir. Dar pentru că se credea că atunci, la Paște, vârful epidemiei, Dodon știa că alegerile încă-s departe, peste jumătate de an, și a zis, da, a permis doar focul haric, dar țineți minte cum a ieșit cu lumânare la aeroport acolo, a stat cu lumânare la microfon cât a vorbit el și a făcut o leacă baie de mulțime și după aceea i-a dat unuia lumânare și acela, de față de el, în fața camerilor, a stâns lumânare aceea. Atât de important era pentru el focul haric să-l ia fix de la aeroport, nu? Și după aceea a permis preoților să se ducă prin sat, dar preoți care veniseră grămadă, erau toți acolo ca la un meeting. Le-a permis preoților ăstora să se ducă prin sate să răspândească și așa numitul foc haric și COVID. Dar la Paștele Blajenilor cimitirile au fost închise și nu le-au permis oamenilor să meargă și au impus niște măsuri de restricție să nu se intre în biserici, dar unii au făcut-o și organele de drept au închis ochii la chestia asta. Dar acum când se apropie alegerile și-i sfârâie lui ratingul și popularitatea, Dodon nu mai poate răbda și iată, a permis prin reprezentantul lui de la Primăria Capitalei a permis să se deschidă piața centrală și acolo un mare focar de infecție, pentru că nimeni nu respectă restricțiile și îmblă cu masca pe gât sau pe barbă, cu nasul pe afară. Și avea de gând să permită și accesul la cimitir. Am înțeles că doar ieri dimineață la ora 10 au zis că în sfârșit au insistat medicii și au zis nu mai avem locuri în spitale, la terapie intensivă. În România sunt 160 de oameni în reanimare, pe când în Moldova sunt 260 de oameni în reanimare. Și dintre care 67% conform statisticilor vor muri, pentru că vă dați seama ce fel de condiții avem noi în reanimarele din Republica Moldova. Nu vă mai spun că mai mult de 1000 dintre infectații din Republica Moldova sunt medici. Deci te duci la spital, nu știu cu ce, cu piciorul scrântit și ieși de acolo cu COVID. Luat de la medici, care medici au mers prea mult la biserică și au uitat măsuri de precauție sau chiar n-au cu ce să se protejeze. Pentru că Dodon și cu Ceban al lor au băgat bani în memorial, acum le ardea lor de memorial să-l mai repare odată, au băgat bani în fontanul din parcul la izvor și alte cheltuieli din astea iraționale, când prioritatea trebuia să fie dotarea spitalelor și a medicilor. Și o grămadă de medici până acum au și murit deja de chestia asta. Responsabil se face guvernul Chicu, Igor Dodon, primarul capitalei Ivan Ceban. Tu trei niște populiști, criptocomuniști, declarați socialiști, filoruși. Și încă Dodon vrea să mai ducă acum cu militari, vrea să se ducă la Moscova, la paradă. Când în Rusia, uite așa crește incidența COVID. Niște irresponsabili calcă pe cadavre numai ca să rămână la putere. Deci avem un președinte
Avem un primar general al capitalei, avem un premier și ei sunt socialiști și nu trebuie să ne băgăm cu capul în nisip sau să ne ascundem ochii ca copii și să credem că nu ne vede nimeni. Asta e situația, ăștia ne sunt politicienii pe care, nu noi poate, i-au votat alții, dar așa e democrația. Hai să ne implicăm ca data următoare să avem alt fel de politicieni, altă clasă politică. La următoarele alegeri nu mai stați în casă, nu vă mai întrebați oare pentru cine să votez, găsiți un concurent puternic pentru socialiști, pentru Dodon și votați. Ce vorbești tu de pandemie, parcă te-ai legat și tu de Dodon. Eu nu mai cred în așa pandemie cât nu mai fac vânt cu ușă toți. Noi nu murim de pandemie, dar de foame, Oleg. Nelu Ieni, vina tot ea lui Dodon, pentru că v-a ținut 2 luni în casă, iar el între timp umbla cu preoțul lui și răspândeau COVID din casă în casă. Dacă se ținea regulile stricte pentru toată lumea, inclusiv președintele și premierul și ministrul și primarul, cum s-a ținut în România sau cum s-a ținut în Cehia, în Europa, în Italia, unde au greșit și ei la început, dar după aceea și-au luat de seamă. Acum, după 2 luni, am fi putut să ieșim din casă și la muncă, și la Blajin, și peste tot. Dar dacă ei și-au bătut joc de restricțiile celea, iată, degeaba am stat 2 luni în casă. Pentru că ați închis ochii la abuzurile și ale preoților și ale politicienilor. Pentru că ați tolerat, ați acceptat. Ați zis că, păi nu, că tradiție. Da, uite, cu tradiția v-ați dat acum cu firma în cap. Aveți mai mulți morți, preoții sunt bucuroși, au pe cine să mormânteze, au din cine să mai scoată banul și morți vor fi încă mulți de acum încolo. Valul 2 în Moldova nu o să fie, mă tem. O să fie continuare valului 1 până la toamnă. Și da, unii o să înceapă să moară deja de foame. Pentru că cine în cel mai sărac stat din Europa are provizii pentru mai mult de o lună, două? Cum spunea cineva la televizor mai ieri, deja am de plătit datorii. Unii au de plătit credite. Pentru că ați fost dintre cei naivi care ați crezut că cu credite poți să faci prosperitate. Deci nu murim de pandemie, dar murim de foame, tot din cauza dodoanelor și a guvernării socialiste iresponsabile. E adevărat că și opoziția face tâmpeni, acum vrea să facă ședințe de parlament când s-a constatat că și dintre ei, dintre deputați, sunt câțiva bolnavi. De ce nu fac ca România, Parlamentul României și Senatul? De ce nu fac ca Europarlamentul? Ședințe online. Cine încurcă să facă chestia asta? De ce nu modifică legea? De atâtea ori s-au întâlnit în Parlament, puteau să modifice o lege, un regulament, ceva, să facă ședințe online, fără ca să se atingă, fără ca să se apropie unii de alții. Dar ei nu-și dau rând să apară la tribuna Parlamentului ca să mai facă câte o declarație. De parcă se uită cineva la live-ul din Parlament. Stepan, îmi reproșați, dar cine te consideri tu ca să dai sfaturi cuiva? Tu chiar nu înțelegi cât de prost ești? Înțeleg, da, sunt prost, dar mă uit împrejur și prin curaj, vorba lui Ion Creangă. Cred că e vina lui Soros și a masonilor pentru COVID. Glumește Narcis Florin, sunt convins că el nu crede așa ca Iure Roșca și ca alții tembeli. Simbriași ai Kremlinului, care au misiunea să bage strâmbe, zâzanie, și să găsească dușmani externi. 5G, COVID, cum îl cheam, Bill Gates, microcipare. Nu mai credeți poveștilor care vi se spun de la televiziunile de propagandă, de la Fluxul și Sputnicul lui Iura Roșca, de la site-ul ortodoxia.info, etc., etc. Sunt cremle boți sau troli, sunt niște mincinoși care vor să vă facă să vă temeți și de umbra voastră. Oamenii de știință nu susțin tezele înaintate de ei. Oamenii de știință, iată, v-au avertizat să stați în casă, să vă spălați pe mâini. Și unele țări, în majoritatea țărilor, a funcționat chestia asta. În Republica Moldova, mai ales guvernanții au ignorat chestia asta, v-au dat un exemplu prost, v-au lăsat să mergeți de adevărații blajini
acasă sau chiar de Paști să vă vedeți cu rudele. Și acum culegem roadele, nu? Debandada cu privire la regulile de protecție din rândul societății est moldovenești este din cauza iresponsabilității reprezentantului Igor Dodon, un fapt dovedit deja, zice Alexandru Artur Filimon. Da, și eu tot asta pretind. Că principalul agent de COVID, principalul focar răspânditor de iresponsabilitate, de atitudine ușuratică față de măsurile de protecție, este și a fost pe durata pandemiei Nicolaevici Dadon și cu agenții lui electorali. El a continuat să-și facă propagandă electorală pe timp de ciumă. Pentru asta să candideze el, pentru asta trebuie luat în cătușă sau în cămașă de forță și dus la spitalul de psihiatrie, dacă cumva se demonstrează că e bolnav, e responsabil. Da, Valeriu, mulțumesc că ai intrat. Salut! Eu de mult, pe de o parte mă bucur că este pandemia asta, o leacă a închis oamenii și a să schimbe tradiția sau a să înceapă să înțeleagă că poate și fără de a se duce la țintirimi și a se da cu pomenile. Pomenile poți le faci fără a te duce la morți și nu știu ce zvârghești. Poți o faci, mai ales amu este online, fă donații online, este pe toate platforme, chiar și pe Facebook este posibilitatea, fă donații, 1 milion și câteva. Fă dacă ești așa de bun și milostiv, în numele lui oricare mort sau și rudă ți-au de te dat, mamă, tată, unchi și tot așa mai departe. Poți să o faci în numele lor, orice donații. Sau, deci ai dat un copil, faci donații la un copil bolnav de cancer, nu știu. Ți-a murit tata de o boală oarecare, faci donații tot de boală și sunt am o posibilitate astea. Nu numai decât să te duci să te îmbeți, să înfli narcă și cu regret facem și eu parte din gloata asta, din așa era tradiția, era așa spiritul și vrei, nu vrei, participam la tot circul ăsta, fără că să-mi dau seama. De la început eram copil și credeam că așa trebuie. Pe urmă am crescut, dar facem așa cu factăți. Mai încoace, deja ne-am dat să ai o leacă, ca să o prostie. Cultul ăsta morților nu e chiar bun. Plus asta mai este cultul închinării la tot felul de monumente. Vadaliu a spălat milioane cu reparație cimitirul ocupării Basarabiei. Da? Plus alții, oponenților, ca și cum, unioniști, și aș duc bacuri pe atâtea mormintele de la cimitirul eroilor. Așa ești prostie, numai că cu alte, că noi suntem patrioți, sărutați pe eroii noștri sau ceva genul ăsta. Deci noi suntem o nație înapoiată și nu contează în și extrem pe noi ne duce, dar oricum ne duce într-o direcție nu chiar sănătoasă. Și că ne ținem acasă și nu ne ducem, la anul oamenii n-ar să duc mult așa de masiv la cimitirile astea și o să mai stai pe acasă și o să înceapă. Și vă recomand, faceți donații de pomană în numele morților voștri sau pe online. Aveți posibilitățile Patreon-ul și tot așa mai departe. Foc la ghete. Asta. O zi Mulțumesc. bună Noroc. și succes! Da, mulțumesc. Un individ echilibrat poate să-și pomenească morții în orice zi a anului. Pe bună dreptate, zice de nou Alexandru Artur Filimon. Pomenește-ți morții și public și privat în rugăciuni dacă ești credincios sau în gândurile tale înainte de somn sau după ce te-ai trezit din somn sau când stai și meditezi după mâncare. Pomenește-ți și vii și morții, dar nu fă din asta mascaradă, nu fă din asta ritual obligator pentru toată lumea. Să dansezi pe cadavrele, pe mormintele morților, e nedemn, e necivilizat. Sau să storci din asta efecte electorale, voturi. Celula e mult mai sofisticată, insistă Constantin Bobo. Virusul nu-i celulă. Orice organ al celulei e mult mai complicat ca un virus. Deci ar trebui să-l respingem ușor. Vă propun astfel să evităm uleiul prăjit, carnea, produsele animaliere, să consumăm doar ulei presat la rece și verdețuri. Verdețuri iuți. Fac pariu cu oricine că veți avea imunitate la microorganisme. Nu cred că e atât de simplu. S-a demonstrat în jumătatea asta de an că și oameni foarte sănătoși, sportivi, dacă ajung să intre în contact cu SARS-CoV-2, s-ar putea, deci nu e cert, s-ar putea să aibă niște consecințe foarte grave și organismul lui
sau al ei să reacționeze într-un mod total neașteptat. Deci nu vă jucați cu COVID-ul. Evitați cafeaua, insistă Constantin, alcoolul, tutunul, băuturile gazoase. E adevărat că toate astea vă scad imunitatea, vă șubrezesc imunitatea. Încercați să renunțați la vicii dăunătoare pentru sănătatea voastră, ca să nu ajungeți pe mâna medicilor. Cu cât mai bine aveți voi grijă de sănătate, de prevenirea bolilor, cu atât mai ușor vă va fi departe de spitale. Că dacă ajungeți la spitale, s-ar putea să ajungeți tot foarte repede alături la morgă. Și de la morgă, țintirim sau crematoriu. La un moment dat, falnicul pârjoltean Ion Chicu vuvuzea cum că România stă mai prost la capitolul infectării. Acum văd că tace, camel cu un iarbă, zice Alexandru Filimon și se referă la prim-ministrul Republicii Moldova, un iresponsabil populist care a fost o vreme consilierul lui Igor Dodon și acum conduce în mod dezastruos guvernul Republicii Moldova, după ce un guvern cumva mai responsabil al Maia Sandu a fost dat jos de către socialiști și democrați. Și îl auzeam odată pe Chicu sau pe Dodon zicând: imaginați-vă că acum aveam guvernare Maia Sandu, vă dați seama ce de strașnic ar fi fost. Eu mă tem că nu. Era prăpăstioasă guvernarea aceea, mai făcea tot felul de irresponsabilități, dar nu cred că în materie de protecție guvernul Maia Sandu ar fi fost mai prost decât guvernul Chicu. Cred că n-am fi avut asemenea nivel de infecție și de mortalitate. Carina Merle: nu există COVID-19, este o manipulare globală. Da, băi, atât de tâmpiți ăștia cu miliardele, încât țin toată populația globului, țin în casă ca să aibă pierderi de trilioane. Da? Ăsta atât de idiot și ne țin pe noi închiși, că au nevoie de pierderi și de morți. Cum pot să crezi așa ceva după jumătate de an, când evident că nu e o invenție chinezească, că nu e o invenție americană, că nu e o invenție rusească, că și acum face ravage virusul acela în Rusia. Cum pot să crezi în fecioara de 14 ani care a rămas gravidă de la Duhul Sfânt și l-a născut pe Mântuitor? Sau alte tâmpenii, alte povești din astea? Cum pot să crezi în așa povești și să nu crezi ce îi pare evident, că virusul ăsta face ravage la scară globală, la fel cum gripa spaniolă acum 100 de ani a omorât 7 sau 10 milioane de oameni în lume. Cum pot să fie atât de ignorant? Poate sunteți dintre cei care credeți că pământul e plat și că soarele se învârte în jurul pământului, pentru că se vede cu ochiul liber. Na, bine, azi nu se vede că e ignorat la mine, dar se vede cu ochiul liber că soarele se învârte în jurul pământului. Da, bine, dacă n-ai umblat deloc la școală sau dormeai cu capul pe bancă, poți să zici așa ceva. Noi oamenii suntem slabi și cred în prostie și manipulări. Exact, Carina Merlă, exact despre dumneata cred asta. Că ești slabă și ușoară la dezinformare, la prostie. Scepticismul ăsta e bun și necesar, dar nu în materie de științe, de cercetări științifice, de oameni care știu ce să facă cu un microscop. Nu înțeleg de ce îl faci prost. Eu am verificat timp de 10 ani asta și am ajuns la concluzia că nu e așa cum crezi dumneata. E un cetățean de treabă care știe drepturile, zice Adrian Cușnir despre mine. Ah, ok, mulțam. I-a dat o replică lui Stepan. Anatol Marin, colegul meu de altă dată din Hyde Park, acum e din capul lui pe la diverse partide și îmi ia apărare, dar folosește un limbaj violent, vulgar, pe care nu vreau să-l citesc și îmi pare rău pentru el. Sper că nu vorbește la fel și în școală, dacă mai predă pe undeva. Adrian Cușnir de replică Carinei: cred că trebuie să mergi prin spitale și te vei convinge. Da, chiar am auzit niște medici care spun: dacă nu credeți de existența SARS-CoV-2, veniți prin spitale. Dar și acest îndemn mi se pare iresponsabil. Cum să bagi un om doar sceptic, doar curios, să-l bagi în spital ca să vadă morți? Deci,
dacă nu vrea să creadă cei la televizor, lasă-l să umble pe stradă. Până la urmă, vorba lui Darwin, selecția naturală îl va scoate din circuit. Va fi unul dintre primii care va lua COVID-ul, va răspândi și rudelor sale și cu tot neamul lui se vor duce pe calea fie a instruirii prin practică, prin experiența proprie, vor da cu capul în zid și vor înțelege că acolo, pe acolo nu se trece, sau vor pieri pur și simplu și urmașii lor poate vor fi mai deștepți. O trebuie să închidă hotarele și să nu dea drumul la oameni. Apoi, dacă și-au dat drumul, trebuie să-i pună în carantină de la vamă, adică să stea undeva închiși, ca la închisoare, 14 zile, zice Nelu Ieni, se referă la Republica Moldova. Da, dar mă tem că Republica Moldova nu are astfel de capacități și guvernanții noștri nici n-au încercat să identifice, nu știu, niște tabere de vară, niște internate, niște sanatorii, ceva, unde să bage în carantină pe cei și pe cele care veneau de peste hotare și i-au lăsat să se ducă acasă cu doar semnătura că vor sta în izolare la domiciliu. Și nimeni nu i-a monitorizat dacă stau sau nu în izolare la domiciliu și oamenii cei au continuat să se ducă la cumpărături, să întâlnească cu rudele, să meargă la prăjit, la arat, la tăiat porcul și tot așa. Și au răspândit. În Republica Moldova de la început se vedea că răspândirea intracomunitară e mai mare decât oricând, oriunde în lume. Nu venea de la străini, nu venea de peste hotare, venea din interiorul comunității. Și asta trebuia să-i pună pe gânduri și pe autorități și pe medici. Dar iată s-a constatat că spitalele cu biserici în curte sunt la fel de ineficiente ca și spitalele de pe lângă mănăstiri, de exemplu. Da? Acolo te duci să te îmbolnăvești. Cum s-a întâmplat cu episcopul acela de Suceava sau de Rădăuți, Pimen. Da? S-a îmbolnăvit, a fost adus cu elicopterul la București, i s-a dat chiar plasmă cu anticorpi și tot n-au putut să-l salveze, că avea omul 90 de ani. Dar oamenii atât de irresponsabili erau, încât și la mormântarea lui s-au dus și au pupat sicriul și pe el nu l-au mormântat ca pe orice alt bolnav de COVID. L-au mormântat cu nu știu ce onoruri speciale, inclusiv cu pupare de moaște, de mâna popii și cu împărtășanie. Și la Suceava avem un focar de COVID. Ba chiar la mănăstirea Putna, unde e mormântat Ștefan cel Mare. Și acolo avem câți erau? 37, se pare, de călugări infectați. Pentru că nu e așa, ar trebui să vedeți realitatea, aghiazma și tămâia și toaca nu te păzește. Zice că se aude rău. Oare de ce se aude rău dacă eu am un telefon bunișor, performant? Aș putea să pun și căștile. Dacă mai confirmă cineva că se aude rău, pot să-mi pun căștile. Dar tu cine te consideri că îl faci prost? Ce ai făcut tu pentru societate ca să te dai cu părerea? Răspuns Aurile Ciobanu, tot pentru Stepan. Du-te, măi, de unde te-ai luat? Cine? Lumea vor să se întâlnească și cu rodul ăsta. Închide ca să nu-l văd că mă sperie. Nu știu Nelu Ieni despre cine zice, dar văd că e... Băbuțele să facă donații online. Ce vorbiți, Elena Varzari? Se referă la intervenția lui Valeriu, probabil. Da, posibil, e mai dificil, dar băbuțele ar putea să fie rugate, convinse, să amână donația și pomana pentru la anul, că o să mai fie. Sau o să mai fie ocazie la toamnă, de exemplu. Dacă nu cumva în Republica Moldova SARS-CoV-2 ăsta o să se întindă până la primăvară, până la anul. Toate tradițiile noastre provin de la ritualuri vechi, precreștine, a căror semnificație am pierdut-o, dar aveau un sens atunci, în cultura de atunci, deși cultura de atunci includea și practici proaste. Păi da, eu cred că e de mult era timpul să se renunțe la împărtășania cu o singură lingură și pupatul de moaște și ce alte ritualuri mai sunt periculoase. Pentru că nu doar SARS-CoV-2 se transmite pe calea asta, ci și hepatită, herpes, tuberculoză și o grămadă de boli din astea transmisibile prin contact fizic.
La cimitir, zice Anatol Marin, deja ceva mai consistent. La cimitir te duci în alte zile, la mormânt. Mormintele trebuie deținut în ordine și de dus cel puțin o dată pe an sau după posibilități. Da, dar nu văd de ce să vă duceți toți odată acolo. Să mâncați, să beți, să dansați, să chiuiți și să plătiți bani preotului pentru că a trecut și a mătăhăit cu fumigena aceea pe lângă mormântul vostru și a bolborosit ceva cuvinte pe care niciodată nu le-ați înțeles și nici nu le veți înțelege mai tem. În Italia nu se duce cu mâncare la morminte, numai cu flori. Italienii râd de tradițiile noastre și de noi. Natalia Zaporojan vine cu o experiență în plus din Europa. Sper că măcar cei care ați ieșit din țar cu ăsta ați văzut un pic de civilizație, o să veniți cu schimbări pe viitor. Ionel Bâtcă nu știu ce glumește despre băutul aghiazmei. Ia, omule, aghiazmă, dar iată v-am arătat video de la Trușeni, în suburbia Chișinăului, unde preotul cu două duzine de bărbați focoși, transpirați din satul acela, s-au scăldat în butoiul din care se ia aghiazmă pentru tot satul. Mai vreți? Mai na. Sau v-am filmat la Chișinău acum 5 ani, la o biserică de la Ciocana. Aghiazma vine din Sfântul Robinet, acoperit cu o cârpă ca să nu se vadă. Printr-un furtun se duce în butoi și din butoi vi se duce vouă în sticluțe. Care sticluțe voi le aduceți folosite de la Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Rachiu, tot ce vrei. Sticluțele alea au deja microfloră o grămadă în ea, pentru că ați pus gura, nu? A stat vreo câteva luni, după aia voi turnați apă din Nistru, nu? Că apa din robinet vine din Nistru. A fost puțin filtrată, dar în Nistru se pișă și rezina, se cacă și soroca și apa din Răud vine în Nistru. E bine, un pic filtrată, băgată în robinet, din robinet în aghiazmatar. Dacă nu s-a scăldat preotul din sat, ați pierdut ocazia. Ați pus o sticluță aia, ați pus capac, o duceți acasă, o țineți sub icoană luni de zile. Și vă uitați așa, uite, nu s-a întâmplat nimic cu ea. Da, nu s-a întâmplat nimic pentru că microorganismele nu se văd cu ochiul, tot așa și la mine în sat. Vai, ce bună apa e de la Barolu, vai, ce bună apa e de la Scrâsiu. Și are un fel de gust, pentru că e plină cu microorganisme și cu chimicale, mai ales de la fecale, de la excremente de animale și de oameni, din tot satul. Pentru că fântâna de la Barolu e aproape ultima de marginea satului, tot satul e în deal, de la Scrâsiu e aproape ultima. Tot așa, tot satul e în deal. Și normal că apa pare gustoasă, nu e ca cea din izvoarele de pe deal. Deci continuați să beți apa care vă pare gustoasă. Și să nu credeți ce vă spun oamenii de știință că au luat o eprobietă, s-au uitat în microscop și au văzut acolo toți monștri de pe lume. Și au mai făcut și analize chimice și au constatat că nitrați, că nitriți, că tot ce vrei sunt de 40 de ori peste norma maximă admisă. Cum iată au făcut mai ieri cu ocazia Zilei Naționale, Internaționale a Mediului, analiza apei din izvorul Tamarei de la Chișinău. Celebru izvor unde se duc mulți și se scaldă sau iau apă de băut. Apa ce vine de sub un cartier rezidențial Valea Morilor, da? Deci din zonă urbană și s-a văzut la laborator că are de 4 ori normă maximă admisă de nitrat și nitrit și de alte otrăvuri. Continuați să beți astfel de căcaturi și să... Ziceți că bunicul meu a trăit atâta. Da, bunicul tău poate o fi trăit 80 de ani, dar toți ceilalți în jurul lui au murit de la 40 în sus, da? Și zicea că a murit de moarte bună, dar și atunci se murea de cancer, se murea de tuberculoză, doar că nu prea se făcea investigații și el înmormânta imediat și gata, s-a dus cu tot tristețea vieții lui. Acum deja se fac analize, se fac autopsii, necropsii și se știe de ce moare omul. Dar dacă nu aveți încredere în oamenii de știință, continuați să credeți în popa, continuați să-i pupați mâna, să mâncați din aceeași linguriță, duceți-vă și pupați moaște de alți popi care au ajuns sfinți. Și cum morții italienilor nu mor de foame pe lumea aceea, se miră Natalia Zaporojan cu gândul la tradiția noastră de a ne duce cu mâncare la morminte ca chipurile să hrănim morții. Da, e o tradiție penibilă. Ai noștri mor dacă nu ne ducem la morminte cu cea unul cu găluște. Ce să-i explici omului semidoct? Chico a fost anterior tehnocrat la Plahotniuc.
zice Constantin Bobu. Da, știm, Chico a trecut dintr-o guvernare în alta. A fost mereu băiat de minci și a servit oricărei guvernări. Din ăștia ajung la noi la putere. Toți proștii erau să facă și guvernul Harvard. Tot prostii era să facă și guvernul Harvard, zice Valeriu Bușan despre Maia Sandu. Un exemplu de prostie este ministrul de interne, iconostase cu crucea lui instalată la minister. Asta da, Aurelie Ciobanu. Cum ar zice Sergiu Mocanu, civilizație de căcâna. Da, dar mă tem că oamenii repetă ce spune Sergiu Mocanu, dar nu înțeleg mare lucru. Pentru că Sergiu Mocanu e destul de doct, de citit și acum continuă să citească și înțelege multe lucruri. Nu prea știe să le explice decât prin clișee din astea verbale. Și oamenii le repetă fără ca să înțeleagă ce înseamnă cu civilizație de boiarășnic, ce înseamnă civilizație de căcână. Și chiar dacă Sergiu explică odată în Paști chestia asta, totuna oamenii nu înțeleg și le place să repete ceva ușor de spus ca bolboroselile cu chiraleisa și cu aleluia de la biserică. Pentru că oamenii nu știu de ce preferă să-și țină neuronul relaxat, să nu stea încordat. Așa făceau în școală, așa fac și după aceea, dar ce-s prost să mai citesc acum cărți, dar ce-s prost să mă uit la vreun film interesant, mai bine mă uit la un serial superficial. Continuați să vă uitați la seriale superficiale, decât să priviți emisiuni inteligente de la Discovery, de la Animal Planet, de la Digi, de exemplu. Virusul ar putea fi manipulare, zice Teodor Cărtărescu. Interesați ar fi toți cei care sunt foarte bogați. Micul business închide și toți miliardarii vor prelua piața lor. Gândiți mai larg. Da, Tudor Cărtărescu, e conspirația marilor corporații. Știi câte miliarde pierd ele acum cu marfa pe stocuri? Soarele se învârte în jurul pământului. Pe bune? Da, Ionel Bâtcă, uite sus pe cer. Bine că nu o să se lumineze, că acum soarele nu se vede. Dar uite atent și o să vezi că soarele se mișcă pe cer. E clar că se învârte. Ce nu crezi, evident, chestiile evidente. Nu asculta ce-ți spun ăștia la televizor, că ar fi invers. Că e conspirație, vor să ne păcălească. Vor să credem că pământul e rotund, e o bilă de piatră incandescentă, că înăuntru avem cât acolo? 6.000 de grade. Magmă. Mă atenționează Ileana că și în România au făcut teste la apele din fântâni și tot au constatat că nu este potabilă. Da, oameni buni, cam toate apele de suprafață din toată zona Balcanilor sunt poluate, poate că deja e recuperabil. Mai aveți încredere poate în apele? Da, Nicolae Corciu mă anunță că se aude bine și mulțumesc pentru această precizare. Poate că apele din subteran, din arteziene, sau poate apele astea tratate, ionizate, cu omorârea tuturor microorganismelor, poate acelea sunt mai curate. Eu folosesc apă din filtru, iau din robinet, o bag în filtru. Am auzit că e mai bună apa asta decât cea luată din butelii. Da, trei oameni îmi confirmă că se aude, patru oameni îmi confirmă că se aude foarte bine. Mulțumesc! Cel care zicea că nu se aude bine, să încerce să bage difuzorul în priză. Anatol Marin mă informează. Sunt la PNL-ul Basarabian de când a adoptat mesajul unionist din 2010. La altele n-am fost de când PNL-ul a adoptat mesajul unionist. Da, Anatol, dar vreau să-ți amintesc când erai membru Hyde Park, erai membru și în vreo patru partide, inclusiv Partidul Comuniștilor, nu? Și tot așa. Și pe la PPCD ai fost. Iar PNL-ul pe mine mă sperie de când Vitalia Pavlicenco acceptă pe lângă ea tot felul de neonaziști, de naționaliști periculoși și nu se disociază de mesajele lor și am zis că e pierdut așa un partid liberal dacă e și naționalist. Și mă bucur că scorul lor electoral e foarte mic. Eu, în schimb, iată, pentru prima dată am aderat de 3 luni la un partid aici în România, se numește Partidul Verde. Și mă potrivesc cu ei ca mănușa de dame cu mâna
Damelor, mă potrivesc ideologic foarte bine pentru că și eu sunt progresist, sunt pentru stat de drept, pentru supremația legii, pentru diversitate, pentru drepturile omului și deocamdată mă simt foarte bine în Partidul Verde. Vreau să candidez cu ei, cu ele. Îmi doresc să vină alături de noi, alături de mine, mai mulți oameni, mai ales femei, pentru că avem o mare criză de femei în viața politică și în Partidul Verde. Așa că dacă sunteți în București, vă invit în filiala Partidului Verde Sector 5, unde am fost ales acum aproape o lună președinte de filială. Ne găsiți pe Facebook, se numește Partidul Verde Sector 5, sau avem un grup de comunicare, se numește Partidul Verde Sector 5, Comunicare. Apropo de deputata Arina Spătaru, ne informează Valeriu Gușan. Este infectată, nu a ajutat-o nici soțul preot și nici biserica soțului amplasată în curtea spitalului. Gândesc că o să se lecuiască cu medicamente, nu cu rugăciuni. Dar poate o să combine medicamentele cu aghiazmă și cu fum de tămâie. Ce zici? Am înțeles că Arina Spătaru e deputată de la partidul lui Iconostase, nu? Și soțul ei e preot la Bălți, iar biserica lui e în curtea spitalului și a făcut niște live-uri de acolo, femeia. Și iată, umblând așa și căutând o cu lumânarea, a obținut și SARS-CoV-ul. Dar să nu râdem și să nu ridiculizăm pe oamenii care s-au îmbolnăvit, să nici nu-i stigmatizăm, pentru că și eu, oricând ieșind în stradă, la magazin, unde am mai fost la pedalările de zilele trecute, și azi s-ar putea să ies pentru că vremea pare perfectă pentru pedalat, puteam să iau virusul ăsta și nimeni nu-i ferit de asta. Deci ar trebui, vă rog, să tratăm cu responsabilitate pe oamenii bolnavi. Iar dacă am luat virusul, să fim cât se poate de responsabil, să încercăm să nu infectăm pe nimeni, nici din preajma noastră, din apropiere, din anturajul, din rudele noastre, nici pe oameni străini necunoscuți. La cimitire, dacă se duc, toți cresc focarele de infecție. De unde la noi cred în preoți, nu în medici, și răspândirea virusului? Diana Para Cebanu zice, dar n-am înțeles exact ce a zis. Oricum, i-am citit mesajul. Oameni buni, o să mai citesc câteva minute mesaj, după care am promis că o să vă povestesc cumva despre tatăl meu. Cu multe opinii de ale lui Oleg nu sunt de acord, deoarece merg pe extreme, dar totuși par interesante. Ai un mod de viață deosebit, probabil că nu ești materialist, Dima Polcinski zice. Și putem să discutăm vreodată despre asta, deocamdată azi vorbim despre spirit, despre spiritul tatălui meu, care a decedat în 22 octombrie 2015. Constantin Bobu. Deputata Arina Spătaru se va vindeca, căci e optimistă și puternică și sigură de asta. Și mintenaș, sau cum îl chema, luteraș, literaș acela de înțelere, tot era sigur. Dați share, băieți, nu există virusul, e invenție. După aia, dați share, băieți, virusul există, m-am îmbolnăvit. E foarte grav, băieți. Credința vine din interior, nu din robinet. Depinde ce vrei să crezi, zice Ionel Bâtcă. Și da, probabil și scepticismul, ateismul, agnosticismul, tot din interior vine și e vorba despre mine. Născut în URSS, dus, botezat, cum se zice, împărtășit pe la biserică cu părinții sau mai ales cu bunicile, dar totuși educat în spirit sceptic la adresa credinței. Era totuși Uniunea Sovietică, până la 18 ani am conviețuit cu acel stat declarat ateu și în care ideologia, doctrina de stat era materialismul științific, da? Și la școală eram învățați tot în spirit sceptic. Asta mi se pare unul dintre singurele, dintre puținele lucruri corecte, bune din Uniunea Sovietică. Și am rămas la fel de sceptic, chiar dacă în timpul studenției de aici, de la București, în 96 am făcut un documentar despre un preot,
Vasile Daia de la o biserică din centru. Iar în 96 am făcut un alt documentar. În 97 am făcut un documentar la Mănăstirea Cernica despre călugări care aveau intrigi cu proprietarul lacului, că nu le permitea să pescuiască, dar ei totuși încălcau proprietatea privată și tot așa. Deci, și atunci când am fost la Mănăstire la Cernica, am fost și mi s-a propus și eu am acceptat ca să mă bag sub piele, m-am acceptat și am pupat în mod ipocrit moaștele Sfântului Calinic. Moaștele. Na, era o cutie acolo cu ceva. Atunci am văzut și eu prima dată ce înseamnă moaște și am zis și de atunci mi-am luat soarta în mâini și nu m-am mai prefăcut. Ba mai mult, pe 1 martie 2013 m-am dezbotezat public la Chișinău cu doi martori. Acei doi martori, doi dintre martorii care au asistat acolo s-au dezbotezat și ei. Acum suntem mai mulți dezbotezați în lume și în România. Vă pot fi martor, vă pot semna certificatul de dezbotezare dacă vreți un ritual de felul ăsta. Sergiu Gangea. Lume dragă, să știți că corona se tratează cu ceaiul de cimbru și miere de albină de salcâm. Sigur, numai de salcâm, dar de tei nu merge. Este dovedit. La unde e dovedit? Cine a dovedit? Iura Roșca în live-urile lui? Îl găsiți pe toate dealurile acum perioada asta. Este înflorit și nu de farmacii. Se vinde acum și prin preț de la bătrâne care îl strâng și îl vând cu 5 lei legătura. Este adevăratul cimbur. Vindecă 100 de boli. Sergiu Gangea, nu mai spuneți povești, vă rog. Și atenție la bătrânele care strâng cimbru și vi-l vând acum în stradă sau în bătrunjel sau ceapă. Ați putea să luați și o leacă SARS-CoV-2 de la bătrânele cele, și o leacă de hepatită, și o leacă de herpes, și multe alte chestii, dacă o căutați cu lumânarea. Eu n-am fost de acord cu modul cum a fost tratată bătrânica aceea care vendea ceapă pe marginea drumului. Condamn bădărănia polițiștilor, dar acea bătrânică trebuia să stea acasă. N-avea ce să caute cu ceapa în stradă, eventual să iasă cu un mănunchi de ceapă în fața guvernului și să zică pensia de 500 de lei sau cât am eu pe lună nu mi-ajunge de viață, vreau o pensie mai mare, de exemplu. Atunci eu susțineam cu toată inima dacă tăbăra poliția pe ea. Dar să iasă ea să vândă ceapă în condiții de pandemie pe marginea drumului, mi se pare ilegal, periculos, iresponsabil. Cenzurează-ți cuvintele, nu vorbi mizerabil, zice Constantin Bob. Da, și Ileana mă bate la cap. Ai grijă cum vorbești, ai grijă cum vorbești. Băi, fraților, încerc. Că vreau să fac politică și ar trebui să fiu cât mai drăguț, cât mai amabil. Dar deocamdată nu uitați că vin din societatea civilă și acolo se spune verde în ochi. De dreptul. Sunați la privat și vă lămuresc. Sergiu Gangea îmi dă un număr de telefon ca el să ne lămurească despre cimbru care tratează 100 de boli. Nu 101, nu 97, fix 100 de boli. Ce minunat, ce miraculos e cimbru ăsta. Vedeți să nu faceți ulcer la stomac bând numai ceai de cimbru. Eu acum beau numai ceai de tei pentru că numai asta mi-a rămas în casă. Și mai este iarbă, nu știu ce, într-un borcan, dar nu eu am strâns-o și nu știu ce e acolo. Dar o bag, las-o. Dar nu-i bine să bei același ceai, aceeași plantă. E bine să le alternezi. Și e bine să știi ce efecte au, eventual confirmat de medici, nu din ce spune unul pe Facebook. Din păcate, o mare parte din Balcani încă la nivel de mentalitate se află undeva prin epoca medievală. Aceleași tradiții, ritualuri, pe alocuri chiar păgâne și tot nu reușim să ne desprindem de trecutul nociv care nu ne mai lasă să fim în rând cu lumea modernă. Trist, dar adevărat. Cornel Bodgros, așa este. Hai să încercăm să schimbăm, să revizuim tradițiile, pentru că sunt unele foarte bune, minunate, dar unele sunt atât de periculoase și de nocive, încât de mult trebuia să fi renunțat la ele. Ce zici de șahmatistul Moldovei? Serghei Frunze, dacă te referi la Dodon, cu el am început și cu el voi termina. E un impostor, e un iresponsabil,
un penal care de mult trebuia să înfunde pușcăria. Nu știu de ce îl mai țineți la președinție. Anul ăsta nu voi candida, am încercat atunci în 16 și s-a văzut că e imposibil unul ca Brega cu buget zero să adune 15.000 de semnături în 2 săptămâni cât îți permite CECU, cinstit, corect, și de aceea nu voi mai încerca. Dar am pentru cine vota și chiar nu văd nevoie să mai candidez la președinția Republicii Moldova. Voi participa la vot, voi face campanie pentru acea persoană, pentru că trebuie să scăpăm de acest dezastru de politician. El e sursa principală de SARS-CoV-2 în Republica Moldova, din cauza lui și a lui Chicu și a șleachtei lui de impostori. Mor și vor mai muri încă foarte mulți oameni. Tudor Cărtărescu, în șah, uneori trebuie să cedezi chiar și regina ca să obții situația dorită în joc. E doar o precizare. COVID rămâne tema na iubitelea. La fel ca politica, religia și spațiul. Noroc. Ok. Subositați, nu știu ce, prea multe comentarii îmi par greu de citit. Cristian Marin zice, cred că e colegul meu sau cine e Cristian Marin? O fi colegul celălalt jurnalist de la Ploiești, că văd din poza pe altcineva îl văd aici. Nu, e altcineva. Oh, ce coincidență, același nume. Se aude foarte bine. Pe de altă parte, eu tot consider a fi ceva învechit prostia asta cu blajenii, iar religia este o barieră către dezvoltarea oricărei țări. Cu cât mai multă lume va înțelege chestia asta și cu cât mai devreme o va face, cu atât s-ar putea să avem mai multe șanse de redresare. Oleg și multă sănătate. Să știi că ducem dorul după Hyde Parkul de Chișinău. Marian Baidan zice, chiar azi m-a sunat cineva și m-a întrebat, ce, n-aveți microfonul liber în parc? Zic, asta mai lipsea. Și noi, de rând cu Dodon, să chemăm oameni în parc la microfonul liber pe timp de pandemie. Am luat o decizie atunci, în 15 martie, și am suspendat proiectul și o să-l anunțăm pe internet public că se redeschide când va fi în siguranță posibil să organizeze un astfel de proiect. Acum nu vrem să fim complici cu impostorul de Dodon, să scoatem oamenii din casă când putem să ne exprimăm, iată, pe internet foarte bine, iar bătrânii care veneau și n-au acces la internet să mai rabde. Au mai fost cazuri când s-a mai suspendat proiectul ăsta. Țineți minte, la radio s-a închis emisiunea, iată, Anatol Marin aici de față știe că era unul dintre vorbitori la emisiunea aceea. Tot așa mi s-au închis emisiunile la televizor. Asta e situația. Strângem cureaua, ne întindem cât ne ține plapuma. Oamenii înțelepți în anii 90 nu spuneau povești cum i-au bătut românii, ci spuneau, Doamne ferește din boierii de-ai noștri, te fură și te amăgesc mai rău ca cei străini. Că știu de unde și cum, zice Anatol Marin. Am ajuns aceste timpuri, am glumit atunci când ziceam că sunt la comuniști, la FPCD, am fost până la trăsneile lui Roșca și la PSL-ul Basarabian am fost, până Serebrean a vândut partidul lui Diacov. Oleg, de ce dezinformezi lumea despre partidul în care am fost? Întreabă-mă pe mine. Eu spun singur. Păi singur mi-ai spus că ești membru în 4 partide și acum cum dezinformezi? Îmi spui că ai glumit. Păi da, eu cum trebuia să văd glumă? Că n-ai făcut așa. Ai zis că sunt membru în 4 partide. Poate chiar m-ai arătat și carnetele de partid. Oameni care umblă și cântă prin curtea blocurilor și cerșesc bani. Periculoasă ocupație, dar duios, că chiar cântă foarte frumos. E adevărat că cântă chestii religioase, să vă dea Domnul, sănătate, chestii. Dar odată am ajutat pe cineva pentru că chiar m-a impresionat. Nu e frumos să spui despre trecutul cuiva ceva. Deontologie de jurnalist nu-ți spune că nu e corect să procedezi așa? Nu, Anatol Marin. Deontologie de jurnalist spune să nu minți. Și eu nu mint despre ceea ce spun despre dumneata. Și nu sunt acum în calitate de jurnalist, sunt cetățean liber și vorbeam despre dumneata ca despre un coleg din societatea civilă. Am fost membri fondatori ai Asociației Hyde Park. Dumneata a fost unul dintre membrii primului consiliu al Hyde Parkului, da? Și n-am mințit, am spus ce mi-ai spus dumneata. Ar fi culmea acum să
pretinzi că nu mi-ai spus asta. Și chiar în comentariu ai recunoscut că ai glumit. Dacă faci astfel de glume, cine să te înțeleagă? Eu cum înțeleg, ești ateu. Dar cum te uiți la extrasens? Doar și poliția cum lucrează cu ei, înseamnă că ceva totuși este fără ca să vedem noi, neluieni. Poliția, dacă e condusă de un habotnic prefăcut ca, cum îl cheamă, Andrei Năstase, care își pune icoane, crucifixuri la minister și cheamă pe cei doi mitropoliți duminică la lucru ca să-și facă reclamă electorală cu ei. Acea poliție e de mântuială. Sunt și preoți care fac, sunt și medici care fac chestia asta și învățători care își fac altar din cabinetul lui. Dar asta îi descalifică pe ei ca oameni de știință, ca funcționari, ca polițiști, ca medici. Sunt polițiști care se duc și cheamă extrasenși ca să afle cine e criminalul. Și ce dacă au dus toți extrasenșii de pe lume? Au aflat cine a omorât tinericeia de la Durlej, de la Eloveni și de unde mai mureau câte doi împușcați? Au găsit niște țapi spășitori și atât. Cu ce i-a ajutat extrasenși? Sau cu ce l-a ajutat pe popa acela de la Ungheni care a ieșit cu avionul și a împrăștiat aghiazmă prin toată Republica Moldova? Ce a oprit SARS-CoV-2? A oprit pandemie? Din contra, poate că chiar el a răspândit niște virus. Cât urca în avion, cât cobora din avion, nu? Că acolo cu aghiazma aceea sigur nu putea să transmită nimic. În schimb au transmis SARS-CoV. Preoții care s-au adunat la aeroport au luat poate virus de la Dodon și de la suita lui sau de la mitropolitul Vladimir și după aceea s-au dus prin sate și prin aghiazmă au transmis la tot satul. Și acum iată avem explozie de infecție. Medicii mai raționali, mai cu frică de știință spuneau nu faceți asta, ei au făcut, acum poftim, culegeți roadele. Mai ales cei care ați vrut neapărat focul haric, că taman așa făceau pe timpul lui Ștefan cel Mare. Vineau cu avionul și aduceau focul haric de la Ierusalim, nu? Vă știți cât e până în Israel, da? Cât de greu să ajunge acolo. Și ce era cu Israelul pe timpul lui Ștefan cel Mare, de exemplu, sau... Cântă omul și merge șchiopătând cu sacul în spate. Nu poliția are contracte cu extraterestri, ci persoanele speciale din serviciile secrete a căror guverne importante, a câtorva guverne importante. Majoritatea extrasenșilor cu care au contacte sunt humanoizi și pozitivi. Internetul și tehnologiile inteligente n-au fost inventate de terestri. Da, Constantin Bobo, am înțeles, mersi. Te uiți prea mult la RNTV sau la alte canale din astea de strășnicii. Protest pe internet, se poate de făcut? Se poate de făcut. Și protest, și pomenirea morților, orice se poate de făcut pe internet. Și sex la distanță, e safe. Dacă te speli pe mâini, nu iei nimic dacă faci sex pe internet. Fiindcă nu mai scăpăm noi de guvernarea de azi, ei o să ne îmbolnăvească și tot ei o să ne pună în carantină. Nu mai vedem noi votare. Neluiene, da, e posibil să amâne alegerile din 1 noiembrie pe motiv de încă nu s-a terminat primul val de pandemie. Ia ca italienii sunt credincioși și dezvoltați. Da, dar ați auzit că au mers la meciul de fotbal cu Spania, cu nu știu ce echipă spaniolă. Și acolo a fost principalul focar de răspândire a virusului. Spre Catalonia și spre Lombardia. Și știți câți oameni, zeci de mii de oameni au murit și în Spania și în Italia. Deci au altă religie. Il calcio, nu? Sau cum îi zic ei. Eu pot spune și eu ceva public despre tine, zice Anatol Marin. Ok, hai să pornim cu dezvăluirile. Și chiar documentat, ceva ce nu ți-ar plăcea, așa că fii corect. Pot meri în situații neplăcute, să fii nevoit să dai dezmințiri. Eu însă nu voi proceda așa. Am deontologie de cetățean educat și aș dori să văd asta de la tine, mai ales că te avânți în politică. Taman azi am făcut public o rugăminte pentru acei care au acces la...
Wikipedia și care pot să editeze pagina de Wikipedia. Nu știu cine când mi-a făcut pagina de Wikipedia, dar aici scrie o tâmpenie, poate unul ca Anatol Marin. La rubrica controverse zice, în anul 2008 a fost judecat la un tribunal urma unui scandal cu poliția locală Chișinău. În Moldova nu există tribunal de foarte mulți ani, poliția locală Chișinău nu există în Republica Moldova și tot aici la controverse zice, a fost adesea criticat pentru metodele sale, două puncte, instigare la violență și ură. Și făcut trimitere la o știre de la Unimedia, referința numărul 5. Unimedia scria în 2008. O persoană a fost condamnată la 3 zile de arest pentru că a inițiat o acțiune de protest. Care e incitarea la ură? Care e violență? Dacă te uiți la filmarea aceea făcută de Ghenadie, vezi că noi doar ceream presă liberă și protestam împotriva spectacolului cu Televiziunea Națională 50 de ani și noi ziceam că au fost 50 de ani de minciuni. A intervenit poliția, ne-a băgat pe toți patru la dubă, peste 2 săptămâni pe mine m-au băgat încă pe 2 zile la Tighina 6 sau 8, cum se numește, Tighina 6 îmi pare că. Și după aceea m-au judecat cu guvernul, cu Ministerul de Interne și a fost constatat că a fost un abuz, o ilegalitate comisă atunci de poliție și mi-au plătit despăgubiri pentru acest abuz, pentru această ilegalitate. Iar fratele meu cu Anatol Hristea Stan, cu cine mai era acolo, Gheorghe Lupușoru, s-au plâns la CEDO. Și Moldova a fost condamnată în 2010, se pare, pentru acel, sau 2015, pentru acel abuz polițienesc. Deci, pe ce se bazează minciuna asta pusă pe Wikipedia despre mine că am fost criticat adesea pentru metode de instigare la violență și ură? Pe o știre care e despre altceva? Iată cum se pot crea minciuni despre om pe Wikipedia. Vă rog, cine are acces la Wikipedia, intrați și modificați chestia asta. Eventual, întrebați-mă pe mine. Eu nu pot să modific postările despre mine. De aceea, cine are drept să modifice o postare despre mine, vă rog să corectați această minciună, pentru că nu e adevărat. Niciodată n-am instigat la ură și la violență. Din contră, sunt activist civic de drepturile omului. Am fost, că acum deja sunt politician și vedeți că am intrat într-un partid progresist care taman luptă cu violențele și cu ura și am reprezentat societatea civilă de drepturile omului în Consiliul Național al ONG-urilor și am încercat să apăr drepturile omului chiar și împotriva vorbelor de ură. Chiar ultima mea ispravă împotriva vorbelor de ură a fost să închid pe o lună, cel puțin, profilul lui Vasile Sinigur, să nu mai poată posta nimic și să fie șters un video al lui în care făcea vorbe de ură la adresa romilor, iar un coleg de-al lui de la masă făcea vorbe de ură, incitare la violență și crime la adresa evreilor. M-am plâns eu, am încurajat și pe alții să facă plângeri la Facebook, clipul a fost închis, șters, iar profilul lui Vasile Sinigur blocat. Deci cum poate să pretindă așa ceva editorul sau editoarea de pe Wikipedia? E clar că a făcut-o cu rea intenție, cum iată mă sperie și Anatol Marin, fost coleg din Hyde Park, că ar putea să inventeze ceva despre mine, ca eu după aceea să dau dezmințiri. Na, știu, așa se face în campanie electorală, în viața politică. Eu totuși când spun ceva despre dumneata sau când spun ceva despre PNL, spun bazat pe probe. Nu e așa că i-ați avut pe cum îl chema acela, fostul națbol și fostul legionar, acum e doar vicepreședinte al Mișcării Național-Creștine. Nu contează. Deci doi dintre acei național-creștini legionari, foți național-bolșevici, i-ați avut pe liste la candidați la Partidul Național Liberal. Iar ei au mesaje rasiste. Chiar când v-am întâlnit cu grupul de peneliști prin fața catedralei și am scos camera să vă filmez că sunteți împreună cu național bolșevicul și cu legionarul acela, cu tată șef în poliție, el sfidător mi-a strigat la cameră White Power. Dacă sunteți proști și nu știți ce înseamnă White Power, iată vă asociați cu el. Dar eu știu ce înseamnă White Power. Înseamnă sloganul Ku Klux Klanului și altor mișcări rasiste din Statele Unite despre puterea rasei albe, despre supremația rasei albe. Sigur vreți să vă asociați cu ăsta? Ei bine, Vitalie Pavlicencu știe de așa ceva și nu se disociază. Treaba voastră, v-ați dat cu firma în cap.
Of, Ileana mă roagă să nu râd de om, dar să vorbesc despre opiniile lui. Păi nu râd de om, eu râd de amenințările lui Anatol Marin, care pe ce se bazează? Pe faptul că orice minciună se răstogolește ușor pe internet, da? Că fica popii curvă, dar de fapt popa nu are nici fică și nici nimic, da? Astfel de bârfe se răstogolesc ușor pe internet. E ușor să plefturești pe cineva. Mă mir că Oleg nu crede că există inteligență extraterestră. Oleg, ți-am zis, tu singur ai gene de la Arcturieni. Sigur că da. Da, recunosc, am o farfurie zburătoare în curte, dar nu vreau să vă arăt ca să nu îmi șterbesc imaginea de pământean. Un nou record după numărul de infectări de COVID-19 în decursul zilei de ieri, 264 de noi cazuri confirmate. Taman despre asta am început vorba. Oameni buni, stați în casă, nu vă uitați după capul lui Dodon, după Chicu și după primarul lui de Chișinău. Hai că Anatol Marin pornește cu informațiile. Ai vrut să cumperi biletul de partid al tatălui meu cu 300 de lei. Ți-aduce aminte? La ce îți trebuia? Ia spune poporului, eu nu ți-am arătat bilet de partid al meu. Tatăl a fost la comuniști. Să nu dea voie la nebuni să facă rău oamenilor. Eu am vrut să cumpăr și lupul acela al lui Anatol Mătăsaru și am promis 1000 de lei pentru el. Că atunci aveam bani și îmi puteam permite. Chiar aveam de gând să cumpăr și monumentul lui Karl Marx de la mine din sat. Când aveam bani, când lucram la televiziune și aveam un onorariu comparabil cu salariul deputaților. Dar acum nu mai am bani și nu-mi permit să cumpăr nimic. Nu știu ce m-a apucat. Poate eram curios să văd cum arată un carnet de partid. Poate am vrut să fac colecții de așa ceva. Eu nu țin minte episodul ăsta. Și nici nu țin minte dacă mi-ai arătat sau nu carnete de partid. Dar că mi-ai spus, poate că și cu martori, că ești membru în mai multe partide active, importante la vremea aceea în Republica Moldova, asta nu poți să ascunzi și nu încerca să dregi busuiocul. Dar nu are nicio importanță, Anatol Marin. Stai liniștit, că nu cred că te dă afară din Partidul Național Liberal, pentru că vezi că acolo îi ține pe oricine, poți să fii și neonazist, că tot rămâi în Partidul Național Liberal. Poți să fii și patriarhul bisericii sataniste, cum e Vitalie Lisnic, și tot faci parte din conducerea Partidului Național Liberal. Și m-au chemat și pe mine, ateu dezbotezat. Mai citesc ultimul comentariu al Anatol Marin și după aceea vă povestesc scurt despre tatăl meu și după aceea mă duc să mănânc și să beau apă, pentru că se pare vorbesc de prea mult timp. Și ajunge. Pomenim morții, dar cât să pomenim numai așa, în continuu, numai despre morți să vorbim? Vezi că nu-ți place să scrie rău despre tine. Fii atent cum vorbești despre oameni. Cu documentatul te las. Dacă o vei lua razna cu totul, vezi, nu-ți place ce se scrie despre tine pe Wikipedia. Nu face la fel cu alții și cu tine nu se va proceda cum nu-ți place. Îmi pare rău că cu experiența ta ajung să-ți citesc morală. Ok, am zis. Atât. Am înțeles, Anatol Marin. Sper că ai înțeles și dumneata. Libertatea de exprimare e importantă, dar nu poți să treci spre calomnie, pentru că există articol în codul contravențional și poți să răspunzi pentru asta. Despre tatăl meu. Probabil la început mi era foarte drag pentru că era tata meu, chiar dacă când mă strângea în brațe și încerca să mă pupe, avea mereu țepi mai mari ca mine și mă înghimpa la față, tot așa mă înghimpau și bunicii mei care toți au murit de atunci, pentru că, na, nu e așa, e o problemă de sănătate, e o problemă, cum să zici, de fiziologie masculină și tot timpul îți crește părul și chiar dacă te-ai ras acum, peste câteva ore deja începi să înghimpi, dar dacă te ras numai o dată pe săptămână. După care, la un an jumate, s-a născut fratele meu, Ghenadie, și povestesc părinții că îl hrăneam cu usturoi
Probabil eram invidios că deja dragostea părinților mei s-a înjumătățit față de mine. Și după care au apărut și ceilalți frați, suntem patru frați și o soră, o familie numeroasă. Și tata provine dintr-o familie numeroasă, cred că sunt 6 copii dacă îi numărăm, dacă nu îi numărăm și pe cei care au murit pe timpul foamei. Și maică-mea vine dintr-o familie numeroasă. Și probabil de la faptul ăsta că avea multe guri de hrănit, probabil și de la faptul că nu avea o educație cum avem acum și termene de comparație și modele de comportament în familie foarte bune, taică-meu a fost un părinte și un soț mediocru, ca să nu zic mai rău. Ne educa cu vorbe dure și cu pedepse corporale, fizice, acum considerate ilegale, dar atunci erau tolerate și practicate de toată lumea. Probabil așa a fost educat și el în familie. Tatălui a fost cioban, era porecrit capraru și acum toți bregii sunt porecriți căprari, pentru că erau unii dintre puținii ciobani care acceptau și capre în turma cu oi. Probabil, nu știu, era problematic să întreții sau nu le plăcea proprietarilor să fie amestecat laptele de capră cu cel de oaie. Asta e o temă de cercetat și nu mă pricep eu la așa ceva. Mai degrabă Ghenadi, care a făcut cel puțin 2 ani de istorie, ar putea să facă astfel de investigații sociologice și documentare ca să afle de ce bregii erau căprari. S-au născut pe malul râului Iligace, cumva în centru, în zona aceea unde locuiau până în anii 41. Până în anul 41, foarte mulți evrei. La recensământul din 30 s-au găsit, s-au identificat 200 de evrei în satul acela de 2000 de locuitori. Deci 10% din populație era evreiască și era concentrată mai ales pe străzile principale și după râu era casa bunicilor și a străbunicilor mei. Tata meu zice că s-a născut acolo în casa aceea, poate la maternitate de peste drum, din zona caselor evreiești, nu știu exact și nu contează, dar era cel mai mare cu sora lui geamănă, dintr-o familie numeroasă, care nu a beneficiat de studii foarte bune, decât cât a reușit, nu știu, colhozul să-i trimită după aceea când s-au făcut mai mărișori pe la studii, pe la școli profesionale, sau tata a făcut niște cursuri pe la Grătiești, se numea brigadier tabacavod, deci un fel de expert în creșterea tutunului. Și a lucrat o vreme în colhoz cu chestia asta, dar înțeleg că nu prea s-a potrivit cu establishmentul și cu metodele de a se lucra în colhozuri în anii 70 și a abandonat munca în colectiv, un colhoz din sat și cam tot restul vieții a făcut munci sezoniere. A lucrat la Telenești, a lucrat la Sângerei sau se numea la Zovsk atunci. Mergea pe la Chișinău, pe la vilele boierilor și construia. În Ucraina mergea, mai ales vara, l-a adunat paie, l-a adunat cartofi în Belarus, nu știu pe unde a mai fost, a lucrat. Avea de gând să meargă în Siberia la muncă plătită prin Iacuțk, avea plan într-un an să plece. Deci cam toată copilăria mea îl țin minte că era plecat. Și se întorcea odată în lună sau de 2 luni și venea cu bani, cu grâu, poate cu niște cadouri pentru noi. Acum, în ultimii ani, mergea la Moscova la lucru. Aici, în România, n-a apucat să vină la lucru. Venea doar să ne viziteze pe noi, pentru că cam toți copiii lui am făcut câte cel puțin o facultate și liceu unii aici în România și ne venea în vizită, dar nu mi-amintesc să fi lucrat în România sau poate am uitat. Deci era muncitor, era gospodar cât putea, dar nu era un meșter pe care să-l caute foarte mulți, pentru că lucra așa cam de mântuială. Se pare că nici frații lui nu prea vreau să lucreze cu el, pentru că lucra de mântuială și zicea, las că varul îndreaptă tot. Și punea pietrele așa. Chiar mă uitam fascinat la el, că am lucrat, mult timp am lucrat cu el în construcții și mă uitam cum potrivește pietrele fără mari efort. Le făcea așa, ciuc, 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 și le băga la locul lor și
Parcă era de acolo piatra. Și zidul ieșea, na, cum ieșea, nu ieșea perfect. Că după aceea am făcut niște cursuri și am văzut ce înseamnă cista eclatca, ce înseamnă să pui piatra, cărămida, să o pui drept, 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 încât să rămână rosturile alea netede. Dar el putea să facă mungi din astea cu efort fizic mare și era masiv, nu degeaba am ieșit și noi, mari, mășcați, mai înalți ca el. Poate eu eram doar de înălțimea lui, toți ceilalți frați ai mei sunt mult mai înalți ca mine și ca tata. Și deci la muncii fizice era foarte eficient, bun, dar la munci fine, finuțe, din astea inteligente, nu se prea pricepea. Mi-amintesc că are și acum în casă permis de conducere de toate categoriile, și de motocicletă, și de tractor, și de mașină, dar n-a avut niciodată nici motocicletă, nici mașină, nici căruță. Ba chiar bicicleta a avut doar la sfârșitul vieții, pentru că i-am cumpărat eu o bicicletă, dar o duceam atât de prost cu banii în timpul sovietic, încât nouă la cei cinci copii n-a putut să ne ia niciodată o bicicletă. Sau nu cât mi-amintesc eu să fi fost în sat. Că după aceea, poate fraților mei mai mici rămași în sat, eu tot fiind cel mai în vârstă ca el, am plecat repede din sat, de la 18 ani, ca să scap de armată. Dar n-a putut să ne ia bicicletă și prima bicicletă ne-a dăruit-o bunicul de la mamă. Care bicicletă ne-a și fost furată după o săptămână sau vreo 10 zile și tata nici măcar nu s-a plâns la poliție. Așa vremuri erau atunci, atâta încredere se avea în miliție. Pe de altă parte, când am lucrat cu el în 89 în Ucraina, mi-amintesc că a căzut de pe căpița de paie sau am sărit amândoi pe rând, adică el a sărit pe mine, m-a urmat exemplu, s-a frânt picioarele, a stat jumătate de an cu picioarele în gips. Și după aceea s-a întors în Ucraina și a obținut banii care se cuveneau lui ca lucrător sezonier, dar care s-a accidentat la locul de muncă. Și asta m-a încurajat și m-a uimit că am învățat, vă povesteam poate altă dată, am învățat o astfel de lecție de demnitate și de principialitate de la bunicul meu, de la mamă, dar iată și de la tata am învățat că se poate să-ți aperi drepturile, să invoci legi, nu? Probabil de undeva a aflat și el despre legi și a lucrat o vreme chiar cu banii colhozului, fermei, nu știu, adică da, până la urmă se pricepea. Mi-amintesc că era și un aparat de calculat în casă. Eu acum nu știu să calculez cu aparatele cele. Și chiar mă întreb de unde știa el, fără studii în contabilitate, în mecanică. Dar uite că s-a priceput. La computere nu prea s-a băgat. Ultima vreme își făcuse doar un cont pe Skype, probabil ca să vorbească, eu știu, cu nepoții, cu rudele lui. Altfel, pe Facebook n-a mai apucat să-și facă cont. Și un telefon mobil îl folosea, dar nu știa probabil să citească SMS-uri, putea doar să primească și să facă apeluri, ceea ce înseamnă, nu, dexteritate sub medie. Acum deja oameni de 100 de ani stau pe Facebook, pe internet și fac live-uri, dar unii tineri nici acum nu pot. Deci despre tatăl meu am amintiri amestecate și bune și triste, revoltătoare. Am încercat să fiu mai bun ca el. M-am jurat și i-am spus și lui când am avut un conflict pe 3 ianuarie 90 că eu nu o să fac familie și nu o să am copii, pentru că el îmi zicea că las, când ai să ai copiii tăi, când ai să fii la casa ta, ai să-i educi altfel. Și atunci m-am jurat să fac asta și na, nu din principiu că aș insista să mă țin de cuvânt în fața tatei. Dar pentru că după aceea am descoperit și alte argumente, motive filozofice, existențiale pentru care insist și acum să nu... Na, familie pot să zic că am, că trăiesc cu cineva împreună, dar să nu procreez, să nu fac copii, să nu repet, eu știu, modelul existențial al părinților mei, care spuneam, ambii vin din familii numeroase și au făcut și ei o familie numeroasă. Poate pentru că de asta nu făceam familie și nu făceam copii, pentru că știam că e o mare responsabilitate și cu caracterul impulsiv, ca al tatălui meu, pentru că am impresia că am moștenit acest caracter de la el, nu poți să faci o educație bună, adecvată copiilor tăi și nu consider că e bine să se aplice forța sau amenințarea sau comunicarea răstită.
într-o familie modernă. Și de asta, deci, acum, privind retrospectiv, continui să-l critic pe tatăl meu, chiar dacă dictonul latin spune despre morți numai de bine. Eu nu cred în astfel de prejudecăți și cred că trebuie să analizăm critic și faptele celor morți. Altfel, mi se părea uimitor, extraordinar, când această persoană detestată, violentă cu noi, nedreaptă, ni se părea foarte nedreaptă când venea și ne scotea la lucru, când a cumpărat, nu a cumpărat, a luat de la colhoz două remorci de mălai, de plantă din asta din care se fac mărturi. Cred că tot atunci, în iarna 89-90, când a fost și conflictul acela. Și el a luat două remorci de mălai, că avea casa plină cu copii, trebuia să-i hrănească și să-i pună la lucru. Și ne punea la lucru să lucrăm la mălaile cele, să scoatem semințele, să le facem snopi, să legăm mături. Cred că sute, mii de mături am făcut în iarna aceea. Și mi se părea nedrept când erau sărbători de Revelion, dar care s-au întins până la 3 ianuarie, și el venea și ne închidea televizorul și zicea, gata, hai la lucru. Fix în momentul când era, mi se părea nou cel mai interesant, filmul, emisiunea sau ce mai priveam noi la televizor. Și de asta mi se părea nedrept, obtuz și neinteligent, neînțelegător cu copiii, cu nevasta lui, pe care și o admonesta, și o certa, și o bătea arar, dar foarte, foarte dureros și trist pentru noi. Dar în lume avea o imagine atât de bună, atâta lume îl admira. Și acum țin minte o imagine când venea de la stadion cu un animal, o helgă, o rozătoare lungă, cu coada lungă, așa, ca o veveriță de apetit, așa, mai jos. Un animal pe care nu știu cum l-a prins și o droaie de copii în urma lui care îl priveau admirator și exaltat pe tatăl meu pe care eu îl uram și îl detestam. Sau vinul lui îmi părea foarte acru, scârbos, și credeam că nu știe să facă vin. Până când am venit cu un britanic la mine în sat și a zis, wow, da, aveți vin minunat. Sau a venit tata din Ucraina cu niște ucraineni și îi servea cu vinul lui care s-a făcut verde în anul acela. Și ucrainenii cei erau încântați. Da, vai și eu, zilionă e vino, da, vai și eu, zilionă e vino. Erau încântați și le plăcea vinul tatei verde, pe care eu credeam că nu e bun deloc. Totuși, ziceam că m-a fascinat la el, nu doar faptul că avea o imagine bună în exterior, spre deosebire de imaginea bună pe care ne-o cream noi sau ne ajuta mama să o creeze în familie, ci chiar era bun cu oamenii din jur. Era foarte săritor la nevoie. Ieșea dimineața din casă, ajungea la poartă, se uita în stânga, în dreapta și când trecea unul, se lipea de el sau de ea și se ducea. Nu știa în ce parte o să ducă, cu cine o să întâlnească, ce o să facă în ziua aceea. Îl ajuta pe unul, ajuta pe alta, dădea totul de acasă. E adevărat că și-a ducea, cum se fura pe timpul sovietic, se fura de peste tot și probabil nu fura de la om de acasă, ci fura de la colhoz, de pe unde mai lucra sau de pe unde găsea ceva pe jos. Și chiar ne reproșa odată. Eu am adus azi un măr, dar tu ce ai adus la casă? Și noi cu frații ne aducem aminte deseori de vorba, de întrebarea asta lui. Eu am adus azi un măr. De unde l-a adus? Că avea livadă numai acasă. Deci a adus un măr de undeva, cules de pe drum sau de la livada colhozului sau de undeva. Eu am adus un măr la casă, dar voi ce ați adus? Deci era o mentalitate a vremii, așa era la colhoz. Era casa noastră, era între două ferme, una de vaci și una de porci. Toată lumea fie lucra la acele ferme, fie de acolo își hrănea animalele, păsările, familia, furând. Și el, nu știu, greu s-a adaptat, dar ne-a învățat și pe noi să facem asta, pentru că numai așa se supraviețuia pe timpul sovietic, furând de la colectiv, de la colhoz. Totuși,
comunicativitatea asta a lui și îngăduința și faptul că a copilărit cu copiii romi. Chiar se pare că el cu sora lui Geamăn au supraviețuit pentru că exista în sat o prejudecată, o preconcepție că dacă iei de cumătru un țigan, atunci copiii o să-ți fie sănătoși ca copiii romilor. Și iată, după ce la foame două surori de ale lui gemeni au murit, tata a supraviețuit cu sora lui, pentru că bunicii mei au luat de cumătru pe Nicanor Morcan, vecinul lor ferar, și iată s-a împlinit prejudecata asta cu romii, cu metri, și el a copilărit cu metri, cu copiii acelui Nicanor Morcan. Ei s-au mutat și au trăit și în mahalaua noastră și noi am copilărit cu acei romi, care mi s-au părut oameni ca toți oamenii, sociabili, extraordinari, gospodăroși, cu probleme de familie pe care le aveau toate familiile și de neromi. Și asta m-a fascinat la el, ușurința cu care comunica cu oricine, cu orice pătură socială sau cu orice etnie. Dacă, ziceam, frații lui, tot meșteri, lucrau, eu știu, între ei, cu frații sau să luau, cu vecinilor, cu cumetrilor. Taică-meu lucra cu moș Iacob Iamandi, găgăuz de la Bălășești, cu moșul, am uitat cum îl chema pe el, Iancioglu, găgăuz de la Pepin. Deci n-avea nicio problemă să lucreze cu marginalii societății desconsiderați de alții. Eu știu, Iamandi, pentru că era croitor și poate că se credea că nu știe să lucreze foarte bine în construcții, sau Iancioglu, că e venitic, că veni să mai ieri, să mai uitase la noi în sat și că oamenii știi să ferezi de străini. Dar tata n-avea astfel de prejudecăți. Asta mi s-a părut extraordinar și cred că am moștenit și calitatea asta foarte bună de la el, să fiu îngăduitor cu oamenii care ni se par diferiți și să sar la nevoie, să ajut oamenii și să nu vreau neapărat să fac averi, bogății, să-mi iau căruță, mașină, bicicletă, cea mai scumpă. Da? Pot să iau bicicletă la mâna a doua și o folosesc până o consum toată sau până mi-o fură. Că la Chișinău mi-au furat deja vreo 5 biciclete de 6 ori. Ultima mi-am furat asta iarnă și încă n-au găsit-o polițiștii. Cam ăsta a fost tatăl meu, Ion Brega. Au rămas vreo câțiva veri de-ai mei cu numele ăsta. Satul e plin de bregi. Cred că și în Moldova sunt câteva sute sau mii de Brega. Poate că și unii sunt Ion Brega. Deci să se știe că nu sunt rudă cu ex-deputatul și ex-vicepremierul Brega. El e de la Briceni. Acolo sunt mulți de Brega. Eu sunt de la Sângerei, de la Pepenii Sângereilor. Și de asta v-am pomenit de tatăl meu, pentru că mă gândesc foarte des la el, mai ales în primii 2 ani după moartea lui. Și pentru că, na, mi-a marcat existența, mi-a marcat cultura, comportamentul în societate. Și pentru că e unul dintre primii apropiați, foarte apropiați ai mei, care a murit de cancer. Că chiar mă gândeam odată, mă uitam la toți în jur, le moare câte cineva, eu știu, frate, soră, mamă, tată. Dar noi nu aveam așa probleme. Până când au început să moară pe rând bunicii, unchii, un văr, o altă rudă și iată a murit și tata. Deci acum de ce aveți voi? Blajin, Duminica Mare, Rusale, ce aveți? Orice ocazie aveți, gândiți-vă la ai voștri, eventual pomeniți-i de bine și dacă aveți curaj, pomeniți-i și de rău, dacă vreți să învățați din experiențele lor negative. Dar nu vă grăbiți să faceți asta în turmă, în grămadă, să mergeți neapărat la cimitir și la biserică. Credeți-mă, ei nu au nevoie de asta. Din contra, probabil, dacă ar fi capabil, și-ar dori să fiți în continuare sănătoși și vii. Iar acum suntem încă în pandemie și e mare pericol de infectare dacă vă duceți la biserică, la împărtășanie, la pupat icoane, la pupat mâna popii, și dacă vă duceți la cimitir cu toții odată. Mergeți la cimitir de câte ori aveți ocazie, îngrijiți de morminte, vă implor, păstrați-le cât mai decente și nu băgați acolo banii, pentru că
fudulia cu mormintele scumpe și cu monumentele somptuoase e una irațională, e una nedemnă pentru oameni care trăiesc în mileniul 3. Și din punct de vedere ecologic, acum sunt și activist de mediu, din punct de vedere ecologic, e periculos pentru mediu să dai bani, să cheltui bani pe așa ceva, pe monumente polite cu aur sau sculptate în granit sau timir ce chestii. Cercați să cheltuiți cât mai puțin pentru astfel de chestii. Dar comunicați mai des, gândiți-vă mai des la asta. Am făcut intervenția asta de azi ca să vă încurajez să stați în casă și să încercați să faceți bine, nu rău. Noroc!